Oamenii legii au depistat în flagrant delict în orașul San Nicolae Mare din județul Timiș un tânăr în vârstă de 22 de ani care ar fi deținut fără drept o armă neletală supusă autorizării. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că tânărul deținea o armă cu destinația tir sportiv pe care ar fi intenționat să o comercializeze fără marcă și serie cu calibru de 5,5 mm. Polițiștii au ridicat arma în vederea continuării cercetărilor și luarea măsurilor legale care se impun. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor orașului San Nicolae Mare. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor.